Moise folosea o metaforă despre viața noastră și spunea, noi suntem ca iarba, încolțim, înflorim dimineața, creștem și spre seară suntem tăiați și ne uscăm. Este teribilă de adevărată metafora aceasta. O altă metaforă o folosește apostolul Iacov și în seara aceasta ar vrea să medităm puțin la un singur verset pe care îl găsim în Iacov, capitolul 4, versetul 14. Nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin și apoi piere. Un abur care se arată puțin și apoi piere. S-a constatat că ceața care cuprinde un întreg oraș uneori nu-i mai multe decât 2-3 pahare de apă. Dar prin procesul acela de a deveni abur, nu? De a deveni particule extrem de fine, ea acopere un oraș întreg. Un abur care se ridică pentru puțin și apoi piere. Un abur care poate să o sfârșească în canalul orașului sau într-un curcubeu peste orașul respectiv. Totul este ce facem cu viața asta scurtă pe care o avem. Cum o folosim? Este înțelept la sfârșit de an să ne uităm cum l-am folosit pe anul care ne l-a dat Domnul până acum și să învățăm din el, pentru că s-ar putea să-l irosim și pe celălalt tot la fel cum l-am irosit pe acesta. Dacă nu învățăm din trecut, îl vom repeta. Nu învățăm istoria, repetăm istoria. Haideți să ne înțelepțim și așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne numărăm anii, anii care urmează, să vedem ce facem cu ei, să-i socotim bine. Și mă rog Domnule să ne dea înțelepciune ca învățând din greșelile anului acestuia sau din, mă rog, ce s-a întâmplat în acest an, din experiența acestui an, să facem ce putem anul care vine. Să facem în așa fel ca viața noastră să contează, să conteze aburul acesta puțin care îi pentru un scurt timp. Iarba aceasta care a înflorit pentru puțină vreme să conteze, să-și facă planul, să nu trăim degeaba pe fața pământului. Oamenii care au trăit fără să-și împlinească menirea la bătrânețe sunt îngrozitori de răi. Să vă ferească Domnul să-i luați în casele dumneavoastră de bătrâni. Dacă aveți vreunul, să știți că de aici vine. Nu și-au trăit viața bine. Haideți să facem anul acesta în așa fel încât viața noastră să conteze. 4 sfaturi vreau să vă dau în această seară. Numărul 1, începe de acolo unde ești. De acolo unde ești. Nu știu de ce fiecare dintre noi trăim cu ideea asta că dacă am fi în altă parte, nu? Cine știe, în altă poziție, pe altă scară, mai sus, mai jos, cine știe unde, atunci se va întâmpla ceva. Și tot timpul așteptăm un alt loc de unde să începem. Ascultați-mă bine, începe de acolo de unde ești. Nu mai aștepta un alt loc. Nu mai căuta un altul. Startul unei vieți trăite bine, începe de acolo de unde ești, nu din altă parte. Numărul 2. Folosește de ceea ce ai. Folosește-te de ceea ce ai. Fă inventarul ce ai. Oh, dacă aș avea eu banii lui Bill Gates, înțelepciunea lui Einstein, sau cine știe ce alte lucruri, dacă așa lucruri mari aș face eu pentru Domnul. Pentru că dacă Domnul mi l-a dat, Domnul el știe de ce. Domnul vrea să folosesc ceea ce mi-a dat. Ok? Folosește-te de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Fă inventarul. Începe de unde ești și fă ceva cu ceea ce ai, cu resursele care ți le-a dat. Fă inventarul talentelor tale, abilităților tale, resurselor tale financiare, materiale, spirituale, nervoase dacă vreți, emoționale.
fă inventarul și pornește de unde ești cu ce ai. 2, 3. Ia seama la oportunități. Oamenii deștepți sunt oamenii care văd oportunitățile. Și știți unde se ascund de cele mai multe de multe ori oportunitățile? În dificultăți. În dificultăți. Oamenii deștepți văd în dificultăți oportunități. Oamenii mai puțin deștepți văd în oportunități dificultăți. Și nu se complică. Carul istoriei trece foarte rar pe lângă noi. Urcă în el. Eu cred că ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi anul ăsta și anul trecut, a trecut Domnul cu un car al istoriei pe lângă noi și ne-a deschis mintea să urcăm în el. Că dacă nu urcam în el, unde eram? Pe Kelton, în chirie, nu-i așa? Tot acolo rămâneam. Dar a trecut carul ăsta și Dumnezeu ne-a dat lumină să urcăm în el. Unii mai de groază, mai de frică, unii mai târziu, unii mai așa, mai de forță, dar am urcat în el și uitați că s-a făcut și Dumnezeu a fost minunat în lucrarea lui cu noi. Cu ce am început? Cu ce am avut? De unde? De unde am fost? Și am văzut oportunitatea, am văzut carul istoriei care trece pe lângă noi și am urcat în el. Fiți atenți la oportunități. Și ultima, fă tot ce poți cât mai bine posibil. Fă the best you can. Dar în toate lucrurile. Ascultați-mă bine, dacă sunteți meseriași și faceți ceva the best, o să aveți mai mulți clienți și o să faceți mai mulți bani. Ok? Pentru că nu facem the best, nici celelalte nu sunt the best. Faceți ca pentru Domnul ceea ce faceți. Nu contează unde. Faceți ca pentru Dumnezeu. Pentru că atunci viața începe să conteze. Contează fiecare zi, fiecare realizare, fiecare vorbă spusă, fiecare relație pe care o construim. Toate lucrurile acestea contează. Și știți că lucrurile acestea rămân. Asta este suma care rămâne la sfârșit. După lucrurile acestea își vor aduce aminte oamenii într-o zi de noi. Pe marginea unui grob la cimitir, când se va închide cartea existenței noastre, oamenii își vor aduce aminte de noi, de lucrurile care le-am făcut, de oportunitățile care le-am folosit, de modul în care am folosit resursele care ne le-a dat Dumnezeu, de faptul că acolo unde am fost credincioși și ne-am făcut lucrul the best, cel mai bine. Și l-am făcut pentru slava și gloria lui Dumnezeu.